primul rând felicitări pentru această recunoaștere din partea Pasara Abiei. Da. Mulțumesc da. Frumos! Puțină lume, cel puțin când eram noi copii, nu știam că sunteți din Pasara Abia. Ei, acum ați aflat. Când eram mici. Și despre lucrurile pe care le-ați trăit în perioada când erați acolo. A fost greu, a fost dureros, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Am venit din Coace, în România, de acolo, în timpuri foarte grele, dar am avut voință și ambiția să urmez mai departe, pentru că visul meu a fost să fiu actriță. Și asta am făcut. Noi am fost 5 copii și suntem numai 4, că unul a plecat pe drumul fără întoarcere, dar așa este viața. Nu putem să fim nemuritori. Mi-aduc aminte, o paranteză fac, circulam cu cineva în mașină care mi-a spus: să știți ceva, dumneavoastră mi-aduceți nouă un aer atât de frumos sufletesc, încât uităm pentru un moment de lucrurile urâte și grele. E adevărat, 64 de ani am servit această țară, e o vorbă, sunt româncă, îmi iubesc țara și neamul. Vreau să vă spun că am jucat pe toate scenele țării, pe cum și în Europa, și în America, și în Canada, și în Africa de Sud, și în Asia Mică, peste tot. Peste tot am fost primiți cu un entuziasm extraordinar și duceam cu noi sentimentul românesc. Toată lumea lăcrima la sfârșit de spectacol de emoție. Nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine, atât pot să vă spun că sunt sigură că mi-am făcut cu prisosință datoria în această minunată ocupație care se numește artă. Dumnezeu mi-a mulțumit prin oamenii care m-au apreciat. Sunt foarte fericită și acum, astăzi, când am primit și titlul de artista poporului, iată că pot să spun că îi acord domnului președinte al Republicii Moldova și domnului ambasador toată recunoștința și considerația. Este un moment fericit, sigur nu-mi place să mă laud, Dumnezeu mi-a dat multe semne că am fost bine ce am făcut și sunt foarte fericită. Lucrurile frumoase, spuneați că nu vreau să vă amintesc de lucrurile care... Nu vreau să-mi amintesc de lucrurile grele, pentru că primul lucru greu este că am pierdut mama, care împlinise 50 de ani. Dar mie nu-mi place să vorbesc de lucrurile triste. Mi s-a spus de o bioenergeticiană că duc cu mine foarte mult element pozitiv. Și din cauza asta nu vreau nimic de ce e rău să vorbesc. Dar despre lucrurile frumoase pe care le-a stăit. Și eu sunt așa de multe că ar trebui 10 cărți să scriu. Am scris o carte, a ieșit, a fost foarte bine primită, scrisă de Bogdana Darie, o fată foarte inteligentă, și cartea a avut foarte mare succes, s-a vândut în mii și de exemplare și iată că lumea deja mă cunoaște. Din perioada în care lumea nu mă cunoștea, ce vă încălzește cel mai mult sufletul? De până când erați în Basarabia? Acolo, să știți că am avut o copilărie frumoasă, tata și mama ne-a educat în spiritul cinstii și a demnității și să știți că asta m-a condus toată viața. Eu vă mulțumesc pentru atenție și doresc la toți sănătate
și bucurii. Și născut să ne bucurați mulți ani de aici înainte. Mulțumesc frumos! Cu spiritul pozitiv! Mulțumesc! A fost greu, a fost dureros, dar Dumnezeu ne-a ajutat. Am venit din coace, în România, de acolo, în timpuri foarte grele, dar am avut voință și ambiția. Mie nu-mi place să vorbesc lucrurile triste. Mi s-a spus de o bioenergeticiană energeticiană că duc cu mine foarte mult element pozitiv. Și din cauza asta nu vreau nimic de ce e rău să vorbesc. Am rămas singure cu mama după ce l-au deportat pe tata în 40. N-a fost deloc ușor. N-a fost, păi, nu vreau să vă întristez, n-am să vă spun, dar știu că n-a fost deloc ușor. Să rămâi singur cu un copil în brațe și pe urmă să fugi repede în România. Tata ne-a reproșat când am revenit după 19 ani că ne-a scris și n-am răspuns. Păi n-am primit nicio scrisoare. Acolo, să știți că am avut o copilărie frumoasă. Tata și mama ne-a educat în spiritul cinstii și a demnității și să știți că asta m-a condus toată viața. Știi că nu o lăuda niciodată mama mea? Niciodată, niciodată. Niciodată toate fetele din jurul meu de pe scenă erau frumoase, numai de mine nu vorbea niciodată. Mama, tu nu e niciodată, nu mi-a spus așa și a zis aia, zici, când apari tu, răsare soarele. Stella Popescu s-a născut în 1935 peste Prut. Nu împlinise 8 ani când a trebuit să se refugieze în România. Și Tamara Buciuceanu a fost nevoită să plece din Basarabia, unde a venit pe lume în 1929. Amândouă au studiat actoria și au cunoscut gloria în România. Văd că ți-a prins bine corigența. Puișor, 10. Puișor, ce cu frizura asta? Tu nu știi că aici e școală? E carenina. Cât am plâns cu ea. Nu vin, bade. Celebrele artiste basarabence au cucerit nenumărate inimi pe scenele de teatru din toată țara și din diaspora și în zeci de filme. Cei care au avut ocazia să crească cu aceste filme, piese de teatru, astăzi cred că sunt mai pro-europeni și privesc spre vest, iar ceilalți care nu au avut această posibilitate privesc mai mult spre est. Tamara Buciuceanu Botez și Stella Popescu au primit cu emoție titlul de artist al poporului, conferit de către președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.